Salutare tuturor, eu sunt Liviu și bine v-am găsit la un nou episod din Assassin's Creed Valhalla. Nici nu mai știu unde am rămas data trecută, dar ce știu eu e că astăzi am chef să mă lupt puțin, să le dăm o mamă de bătaie la răufăcători, bine răufăcători, la oamenii ăștia care m-au supărat pe mine și care mi-au omorât tatăl și mama și clanul. Păi cum, mă? Așa credeți voi că rămâne treaba? Nu. Data trecută am primit viziunea aia despre Sigurd și că noi o să-l trădăm pe Sigurd. Ia, băieții! Areți băieții, ce faceți? Cum a mers, a? Bine că acum ați ieșit și voi din barcă. Ce ziceți, băieți? Ia, unde merg ăștia? Asta e echipa mea, dacă nu știți. Echipajul meu de la barcă, care trebuia să fie acolo la barcă. Dar data trecută, când am ajuns cu barca aici, ei nu s-o da jos. Acum, bă, copilașul. Mă, tu n-ai frică de Liviu Viking-ul? Că dacă scot... Ia, că nu mă enervați. Ata vă spun. Mă, partea asta noi n-am explorat-o. Tovi. Asta vrea să o învăț să tragă cu arcul. Prietene, stai cu minte că eu am alte business-uri acum. Ce asta, o poartă? Deci avem intrare, două intrări pe la apă, în față și în spate. Avem pe aici, pe jos. Deci la ăsta e orașul nostru, satul nostru. Și noi acum... Deci data trecută am mers acolo, în vârf de munte, la biserică, nu știu ce. Acum trebuie să mergem să vorbim cu regele. Asta era următoarea misiune. Deci, na. Acum regele s-ar putea să fie supărat pe noi, pentru ce am făcut noi în primul episod. Gen că am fost aproape capturat și omorâți toți, da? Sit a while and play, friend. Lasă-mă, prietenul, că nu ne jucăm nimic, ia. Ăsta încă cânt aici fericit. Încă ceva, la început de episod vreau să vă întreb dacă vă plac episoadele de Assassin's Creed Valhalla, gen să fie facecam. Pentru că, bă, mă încurcă ăștia că cânt aici pe fundal și gen mă încurc când vorbesc din cauza lor. Gen, nu știu dacă vă place cu facecam, pentru că era o persoană în comentarii care zicea că ar fi mai bine fără facecam ca să vedeți în complet jocul. Deci să-mi spuneți dacă vreți în continuare facecam la episoadele cu jocul ăsta sau să scot facecam-ul, bun? Ia uite ce se uită femeia, măi, fetița. Mă, dar eu n-am o soție, o prietenă, ceva? Bun, hai să vorbim cu regele să vedem cum stă treaba. Ia, speak. Ar trebui să fi terminat până acum. Da, putem merge. I'll see him now. Ia, hai să vedem acum. O, sunt gata să înfrunt tunetul, nu tunet, ci fulgerul. Tunetul. Cum îl cheamă? Styrbjörn? Styrbjörn? Stai legile de la început. Ui, supărat. Oh, e supărat pe noi. Fie ca vântul să fie în favoarea călătoriei tale. Nu mai știu cum îl chema pe ăsta. Eivor. Hai în față. Și explică de ce te-ai dus împotriva comenzilor mele. Caracterul meu așa o crezi mai bine. Nu știi nimic despre planurile și strategiile mele. Sigurd m-ar fi... You are harassed by an enemy with warriors that vastly outnumber your own. What profit does open war bring? Would it not be better to work quietly through diplomacy, gaining alliances, waiting until the day our numbers outweigh? Ce-i drept, noi ne-am băgat direct la luptă pe tipii aia, de-aia am și fost capturați și aproape omorâți. Do we have no allies? Nu avem aliați, nu putem negocia cu tipii aia. Și diplomația ta este una lașă. Nu avem mă, nu știu, stai, ce să aleg de aici? Care ar fi opțiunea mai bună pentru noi? Nu putem negocia cu oamenii ăștia. Nu o să-l jignesc, nu o să aleg asta ca să-l jignesc, că poate văd că mă trezesc cu topor în cap și s-o terminat pentru vikingul Liviu, deci... Cred că doi. Kjötve și clanul lui n-ar negocia niciodată cu noi. Mă, ce-i drept și eu i-auzi foarte brutali. I'm at a loss with you, Eivor. When I took you in as my own, never did I imagine such disrespect from the child of Varin. Când te-am luat alături de mine, ca și copilul meu, nu m-am așteptat niciodată să văd așa disrespect din partea ta. O zis că tatălui a murit ca și un laș, gen eu am zis, Eivor. My honor has been stained until it's wiped clean. I want nothing else. I refuse to pick at that wound again. But if there is something that can chase these shadows from your thoughts. Oh, no, nu-mi zic că suntem atacați iar. Ah, a venit Sigurd, de-aia se auzea. Doamne, când am auzit cornul, am zis, stai că iară vine Kjötve după noi și... Bun. Family Matters, quest completed. Perfect. Ingots. Nu știu ce zice acolo despre ingots, n-am avut ocazia să citesc. Hai să-l vedem pe Sigurd. Păi, Sigurd, ai venit, fratele. A venit fratele Sigurd și ne întrerup conversația, dar... Vreau să mă întâlnesc cu Sigurd. Ia. A venit fratele Sigurd. Ești bine, bă, ești bine. Eivor. Ăsta e luptător bun, mă, Sigurd. Mai țineți minte scena aia de la început, din primul episod, ce scheme făcea el cu sabia aia. Randvi, soția mea. Soțul tău s-a întors. O adus bogății, deci înseamnă că raidurile lui au fost bune. Ia uite, mă, zici că ori veni direct din jocurile Assassin's Creed mai vechi. My brother is always very careful with the company he keeps. If you're standing safely beside him, he must like you. Salvează introducțiile până când burțile noastre sunt pline. Hai să-l vedem pe rege, și ăsta vrea să-l vadă pe rege. Am fost capturați, da. I killed my captors and recovered my crew. And for that your father scolded me. You know where I stand, brother. Mi-a zis asta că în dimineața asta, în drumul lui spre casă, s-a întâlnit cu o altă barcă și le-a zis că eu, Eivor, a fost capturat de către Kjötve și chiar așa a fost, numai că am reușit să scăpăm, să-i omorăm. Dar nu l-am omorât pe Kjötve. Ci că până când iarna se sfârșește, numele Kjötve n-ar trebui să mai fie cine știe ce. Deci avem planuri, a? Fiul meu, binevenit acasă, Sigurd. Bine, Sigurd e gen fix copilul lui, al lui rege. E copilul lui biologic, adevărat. Noi nu prea. Noi am fost, luați că na. Tatăl nostru a fost omorât la început. De către Kjötve. Am dus bogății. 2 ieni, 2 ani au fost plecat să aducă bogății, 2 ani. 2 ieni, știți că voi vorbesc în ieri, nu un an, ci o iarnă, nu 2 ani, ci 2 ieni. Și ăsta vrea să se lupte cu Kjötve. Da, sigur, când timpul va fi potrivit. Deci, Sigurd cu Eivor, adică și cu mine, vor să ne luptăm acum cu Kjötve, dar regele ar vrea mai mult strategii, alianțe, chestii. Să mergem pe calea sigură. Îmi zice aici că să ascultăm povestea. Am mers în Roma, Africa. Focus, ia. Și acum am întors cu bogății și glorie să le împart cu familia, cu prietenii. Mă, e un luptător bun. Sigurd ăsta noi am văzut chiar din primul episod. Mai țineți minte ce piruete făcea pe acolo? Și m-a și salvat. El mi-a salvat viața. Skol. Skol înseamnă noroc. Noroc! Noroc, Sigurd. Sigurd, nu mai știu să vorbesc. Ce faci, fetița? Acum ne-a vorbit ăsta? Da. O să vorbesc cu el. Ia uite. Bă, mănâncă vă alea, nu cărca... A, am călcat carnea în picioare, pâinea astea. Oh, femeia! M-a întrebat aia ce fac. Ce fac? Mă distrez și eu. Regele, pot să vorbesc și cu el? Lasă-mă în pace, rege, că... Mă, știi ce aș vrea să fac așa la început de episod? Apropo, episodul ăsta o să fie puțin mai lung, ca să progresez și noi cu povestea. Plus că am văzut că vă place și chiar am chef să mă joc astăzi. Am chef și eu de niște luptă. Mă, vorbim cu ăsta mai imediat. Prima oară... Mă, nu poți să ies pe aici? A, nu, să nu zici că nu poți să ies pe niciunde până nu... Că vreau să mă duc puțin afară să văd ceva. Este un loc de făcut tatuaje. Vreau să-mi trag un tatuaj. Văd că am ceva tatuaje prin cap pe acolo. Nu pot. Trebuie să vorbesc cu Sigurd. Ai de Sigurd. Sau ar trebui să vorbesc... un punct de interes acolo. Hai cu Sigurd prima dată. Ia. Și că s-o gândit să ne dea un cadou. Cadou care să-l merităm. Nu, nu încă, prima oară bem. Haide să bem prima dată. Pentru prima mea noapte în Fornburg, sau cum se numea orașul ăsta, trebuie să se termine. Vrea să bea, vrea să bea omul. Deci după 2 ierni a fost ăsta plecat. 2 ierni. Doamne, am crezut că l-o otrăvit cineva sau ceva. Că așa se întâmplă de obicei aici la vikingi. O travă cu chestia. I should have gone easy on you. You make everything a challenge. This is strong stuff. Nu știu, hai să spunem că trebuia să o luăm mai ușor cu el. Tu trebuia să mă las să încep. Hai băieți, băgați acolo mare. Eu m-am antrenat data trecută în episodul anterior, dacă vă aduceți aminte, cu femeia aia. Parcă nu-i ceva în regulă cu ăștia doi. Bă, cu ăștia doi ceva nu-i în regulă. Dar nu mai știu care era faza cu ei. Eu adus ca să negocieze, să ne plătească tribut, gen să ne plătească... Cum se plătea? Cred că tribut se numea treaba aia. Gen ca să le lase... regatul lor sau ceva? Sau poate greșesc. În timpul meu petrecut cu ei, mi-au share-uit multe secrete. Și acum una din armele lor ne dă nouă cadou. Din armele lui ăștia, din secretele lor. Assassin's Creed, bă, trebuia să vină și arma asta. A thing of beauty, it looks harmless. Nu cred că e chiar așa. Hai să zicem ăsta, ca să fim politicos. Da, e frumoasă. Ce fel de fierar face o armă ca și asta? E ca și o unealtă. Și că e neortodox să ne dea nouă arma asta și... n-ar fi corect față de Dumnezeu. Că gen noi nu suntem ortodoxi, noi suntem cu Odin, cu ăștia. Ăștia sunt asasini, mă, sunt asasini. Gen el ne-a zis să o punem pe interior ca să se ascundă. Stai mai viclean, se simte pe el că stai mai viclean puțin. Afară, asta nu e ceva pentru să vadă toată lumea. Hidden blade. Bun, hai, existăm și noi puțin. Bă, da, nu știu. Deci, practic, nu cred că era cu tributul cu ăștia. Nu știu care era faza cu ei. Calul ăsta al tău are un nume? Nu vreau să ne zică numele. În timp poate o să înveți mai mult, dar numai aici, unde pereții și copacii poate au urechi. Stai că mă duc greșit. Băieții, așteptați-mă că vreau și eu să vin să fac cuțitul. Vreau și eu niște luptă, ne antrenăm. Lasă-mă să-ți arăt tehnicile. Assassination F. Timingul este esențial. Ia băiatul, F, assassination. Poți să testez? Press F. Press F when undetected. Press F. Păi eu asta. Mi-arăta manechinul ăsta, eu mă duc la celălalt. Assassinate. Nicely done. Nicely done, frumos făcut. N-am văzut. Unele targeturi sunt mai diferite, mai periculoase față de celelalte. Păi stai, și ce vrei să fac? Ce nu? Ia ăla jos, de lângă. De unde vrei să... Stai, care o zis? From the ledge. La ăla de sus se referea. Ia, hai sus. Știu ce vrea să fac, mă. Vrea să eu dau gen de aici. Ca și una... Uite, ca și un asasin, am înțeles. Frumos, frumos. Că sunt mai multe variante de a ucide. Sar jos acum. Un challenge? Ce target? Ce? Acolo vrea să mă duc. Stai, ce este acolo? Ia, bă, dar mă enervează că nu pot să fug, mă. Ia, urcă-te acolo. Și ce vrea să fac aici? Să sar pe ăla? Ia, dai, frumos. Bun. Asta e un skill nou pe care l-am învățat. Ia ce? Să ne folosim de cât mai multe chestii. Frumos, bă. Uite, și l-am și tras în fân. Bun. Cu haite, mă, la ceva nu e în regulă, mă. Dar nici cu Basim ăsta. Hai să lăsăm pe Eivor să se bucure de arma lui în pace. Ia. Hai să mergem. Bă, hai că o facem acum, nu pierdem timp. Ce spui de prietenii mei noi? Ce spui de noi mei prieteni? Par generoși? They wield numbers and writing as if it were magic. Basim has shown me so much about the world, all of which I will share with you when the time is right. Învățat la multe, cică, ia. Hai, prieteni, să vorbim. I miss the smell of this land. Mă, dar arată frumos jocul. What do you mean to join this shadow brotherhood? Leave all that aside, Eivor. Te-ai întors pe bune sau vrei să te alături lor? La asasin mă refer, la pe Basim și... Mi-ai lipsit, frate. Nouă ni se zice Wolf-Kiss, dacă ați observat treaba asta. Mi se spune așa, cred că de la faza din primul episod, când i-a mușcat lupul ăla de gât, când i-a prins lupul ăla bine rău de tot de gât. Cred că de acolo ne-a rămas nouă porecla Wolf-Kiss, adică gen pupatul de lup, gen am fost pupat de lup. Este foarte mult după munții ăștia. Anglia, Ireland, Franchia, Franța, cred că e pe vremea noastră, mă presupun. Da, și asta vrea să ne luptăm cu Kjötve și să ne luăm înapoi pământul care l-a luat el de la noi și să construim un kingdom, un regat. Hai să construim regatul. Haide, băieții. Odihnește-te și să ne întoarcem aici la dimineață. Bun, luăm toporul. Bă, cu Kjötve l-am puțin așa și așa. Cred că o să fie un boss battle destul de mare, da? Bă, Totuși, cred că nu o să fie chiar acum. Cred că Kjötve o să fie undeva mai pe final de joc, așa-i? Tare am impresia. Fornburg. The Nornir have spoken. Ah, își aduce aminte de... de misiunea din episodul anterior. E frică, visează urât că o să-l trădeze pe Sigurd. Bă, nu vreau să-l trădez pe Sigurd. Sigurd e fratele meu, trebuie să... Bine, fratele meu, frate vitreg. Nu cred. Au venit războinicii lui Kjötve aici? Ia de vulturul. Ia, ajută-mă, cioara mea frumoasă. Raven-ul meu frumos, ajută-mă. Ce bă, e aici? Kill Kjötve Spy, e spionul lui Kjötve. Ia stai bă, prietenul, că n-am eu armă. Copilul? Cu grijă copilul pe aici, că sunt lucruri periculoase. Bun. Ia, Kjötve Spy, ia, crouch. Să nu mă audă toată populația, unde e? Ia uite-l! Bă! Kjötve Spy. Ia, prietenă. Ci că nu a venit asta singur, ar trebui să-i găsești pe ceilalți. Mă gândesc că nu a venit singur. Bă, ce stătea, că eu nu l-am văzut că era pe aici, pe crouch, prin fun. Am zis că e în casă. Bun, trebuie să-i găsim pe ceilalți. Mă, stai un pic. Ia, pot să-i văd de sus. Ia, stai, încolo. În zona aia, ia boost. Ia, poate vedem pe aici. Unde sunteți? În zona asta, e că mi-arată clar, da? Opa, băieții. Acolo, da? Păi, i-am văzut. Ia, pot să, gen, să stau de pe loc. Deci am văzut pe amândoi, da? Îți doi? Da, îți doi. 1, 2. Bun, i-am dat target. Ar trebui să-i fi învățat, ia. Acolo, da, uite, acum, bine, mi-am pus eu targeturi acolo. Un pic cam multe mi-am pus. Bun, trebuie să-i omorâm spionii lui Kjötve. Stai, să colectez astea. Hai să-i colectez, că acum am viață full. Perfect, ia, sar peste asta. Bun, nu e nevoie de crouch deocamdată. Până, bă, da, e frumos jocul cu vikingi. Bă, da, e frumos, rău, nu că e frumos, rău, zic eu. Mie chiar îmi place. Și chiar, nu știu, în seara asta chiar am chef de luptă. Și episodul ăsta, cum am spus, o să fie mai lung. Că știu că sunteți mulți cărora vă place jocul ăsta, aparent, și mie îmi place și mai tare. Odin Sight. Deci asta e o putere de mi-arată inamicii din zona, ia. Pe ăla le-au din spate, ce nici aici? A, îmi spune practic că să-mi folosesc Odin Sight, se numește puterea asta, ca să îi marchez cu roșu. Când sunt aproape de ei, pot să apăs X ca să fluier, să-i distrag și zic că ar fi bine. Mă învață să joc stealthy, să-i omor pe rând, gen fără să fac gălăgie și așa mai departe. Ca în toate jocurile. Ia. Când ne apropiem, am fluierat. Am fluierat. Assassinate, așa, silențios. Bă, dar și tu n-ai urlat nimic când vezi că te ia unul de gât și te dă peste cap și de astea. Și următorul e acolo. Bun, deci pe ăsta l-am asasinat în silențios, vreau să zic. Deci nu mai știu, română sau... Bun. Bă, m-a văzut! Nu! Bine, asta nu prea trebuia să fie kill. Sigurd trebuie să știe despre asta. Bun, hai să zicem lui Sigurd. Ne spionau, bă, ăștia. Stăteau aici, sus în munți, lângă orașul nostru, să ne spioneze oamenii lui Kjötve. Ia, aici deja sunt oamenii mei, da? Mă, prietenul, păi vezi că acolo sus în munți? Nu stau, vorbești singur? Prieten, nu vezi că te asasinez dacă mă faci. Deci nu mă fă. Bun, e fain că m-a învățat skill-ul ăsta să asasinez. Unde ești, Sigurd? Că avem o problemă. Trebuie să mergem la luptă. Bă, planul regelui e să facem alianțe, să mergem așa, gen... Să mergem la sigur. Noi, practic, vrem să ne aruncăm la luptă direct, dar, na. Unde ești, prietenul Sigurd? Că avem o problemă. Cam ne spionează ăștia și... Nu prea-mi place. A, vorbește cu regele. Nu avem oamenii suficienți ca să mergem peste fortăreața lui. Da, trebuie să-l omorâm. I-am găsit deja, băieți. Trei oameni trimiși de Kjötve să ne omoare în somn. Au venit din Nottfall, un sat controlat de Kjötve. Hai să-i lovim acolo, zicea ăsta. Eu zic că merge Hightam să controleze satul ăla, Nottfall sau cum zicea, nu știu. Ni se alătură în luptă. N-am fost făcut pentru Valhalla ca și tine, dar asta ar fi departe de prima luptă. Se vede că e asasin profesionist ăsta, mă. Ăștia sunt asasini de aia buni, se vede pe ei după îmbrăcăminte. Bine. Da, ce zic și eu, prostii. Oricum, se vede că omul ăla știe ceva. Cred că e un pic cam vechilan. Nu-mi duce fiul în aceeași furtună care te așteaptă pe tine. Mă, păi dacă ăia erau asasini aici, rege, ce vrei? Dar regele ar vrea, cum am spus, ar vrea ceva mai sigur, să ne facem planuri și eu zic că n-avem suficienți oameni ca să-i lovim. Dar și Sigurd vrea același lucru. O, bă, băieții, opa! Stai, ce? Pillage Kjötve supplies? Cum adică? Stai, ce trebuie să fac? Dar de ce mă urmă? Băieți, stați băieți, să vedem care e obiectivul nostru, că... Pillage Kjötve supplies, ia. Și unde asta mai exact? Uff. Mă... Hai să mergem acolo. Deci, are deja trek, practic undeva în spate, pe munți. Bă, mergem cu barca sau o luăm pe jos, băieții? O luăm pe... Cred că o luăm pe jos, având în vedere că și ei mă urmăresc. Bun. Hai să mergem. Deci noi trebuie să mergem acolo, obiectivul ăla, să vedem despre... A, iar m-am luat la vorbă cu aia. Dacă m-aș urca pe cal și-aș băga o viteză. A, hai băieți, să o luăm așa. Deci eu acum sunt cu Sigurd și cu... Cum îl cheamă? Basim? Basim, da. 1400 de metri. Trebuie să mai mergem. Bă, tot în salb, de zăpadă pe picioare. Jocul arată frumos. Jocul chiar îmi place, știu că am mai spus asta de un milion de ori, dar chiar am văzut că vă place și vouă. Deci, totul este în regulă. Bun. Cum am spus, eu sunt fan al lumii vikingilor, chiar îmi place super tare și serialele și... Oh, mamă, mi se pare o lume super faină, lumea vikingilor, cu toate că e brutală, foarte brutală, dar și frumoasă. Îmi place, nu știu, că e așa mai dură, totuși. Bun. 1200 de metri, băieți, vedeți că avem puțin de mers totuși, nu chiar. Stai, eu mai am arcul ăla, dar mai am. Apropo, și am văzut, m-am uitat la o parte mică dintr-un gameplay în care era combatul pus pe easy. Știți că la început de... putem să mergem cu barca până la urmă, fii atent. Cu J ne chemăm barca, ia. Suntem șmecheri, mă. Hai, ia, haide cu barca aia. Ne-am chemat barca. Bun, hai că o luăm cu barca, să fie mai așa. Băieți, știți și voi să săriți sau vă omor? Că eu sunt în stare, că eu sunt, na. Mi s-a părut că a fost distanța un pic cam mare, dar aparent tot a fost în regulă. Ia, collect. Ia, hai să-i dăm collect. Ah, is full. Rations are full. Mă, da, barca-mi vine? Unde mi-e barca, băieții? Mi-ați văzut barca? Sau mi-au dus-o, mi-au venit în altă parte, sau e pe drum? Cum funcționează mai exact barca mea? Eu mi-am chemat barca. Hai, mă, băieții! Păi mi-o aduce sau nu? Ia. Sau nu vrea să-mi vin acum că practic este misiunea asta? Mă. Unde îmi ești, barcă? Unde îmi ești, barcă? Fast travel. Mă, pot să-mi dau fast travel la barca mea, dar știi ce? Mai bine mă duc pe jos. Mai bine mă duc pe jos. La 330 de metri încolo e barca mea, dar văd că nu vreau să vină dintr-un oarecare motiv, așa că hai băieți pe jos, asta este. Oricum nu știu dacă se putea urca și ăștia în barcă sau habar n-am. Și dacă îmi dau fast travel până la barcă, nu cred că își dau și ăștia și mi să nu stric toată misiunea. Dar cred că de asta nici nu vrea să vină barca, că sunt misiunea asta. Băieții, oh, ce bagă băieții din spatele meu. Stai, unde-i drumul? A. Mă, de ce nu spuneți? De ce nu spuneți niciunul că i-au greșit? Așa. Ce vreau să zic, că m-am uitat la un gameplay în care era combatul pus pe easy, că știți că la început de joc ne-a pus să ne alegem combatul pe easy, normal, hard, experience sau ce mai era. Și noi am pus pe normal, dar dacă puneam pe easy, deci m-am uitat, mă, nu aveau inamicii ce să-mi facă, deci nu erau în stare să tragă, treceam prin ei ca prin brânză. Acum pe normal ați văzut că nu-i chiar așa de ușor. Știu și oamenii aia ce fac. Acolo e biserica de-a mers, stai. A, ba nu, nu acolo am mers data trecută în episodul. Acolo sus. A, acolo și mai sus am mers noi data trecută. De unde ieșea fumul ăla. Dar arată frumos jocul. Bun, mai departe, în câți metri? 930 și 928. Bun. Deci am Q. Așa. Pregătește scutul că s-ar putea să fie bătaie aici în satul ăsta. Sau ce? Stai, unde mergeam? A, la supply-urile alea lui Kjötve. Supply, cum se traduceam în română? Provizii. Bun. Dar numai eu cu ăștia doi. Parcă ar fi trebuit să fim puțin mai mulți, că cine știe ce bătă... De fapt ce? Mă, Liviu, Vikingul, Eivor. Păi, ce facem noi acolo? Numai toporul să-l am. Și i-am distrus pe băieți. Dar stai încolo și am niște puncte de interes. Ăla e un mister care le arată cu sign-ul ăla așa. Acolo e bogăție. Ne putem fura. Stai, unde ești misiune? 700, aici jos în vale. A, ba nu. Bă, la fortăreața aia mare... Din ce văd eu acolo e o fortăreață destul de mare. Cred că acolo trebuie să mă duc. Cred că am nevoie de barcă până la urmă, așa-i? Cum trec eu pe partea aia sau mă lasă să not atât? Nu, băieții veniți? Mă, unul s-a pierdut? Au rămas în urmă. Haide, prietenul! Cel gen Sigurd e lângă mine, celălalt a rămas în urmă. Bă, Basim sau Basim sau cum te numea. Frumos, frumos. Da, mai repede putem și noi să coborăm. Bineînțeleg că voi alergați pe un munte înghețat acoperit de zăpadă acum, da, na. Și apa se vede frumos în jocul ăsta. Mă, ce aia, focă? Sunt foci în jocul ăsta, ia uite, două foci. Două foci sunt acolo, le vedeți? Trei foci. Ia, pe aici n-avem și noi focul, să o vedem de la mai apropiere. Bun. Putem să... Mamă, ce m-am speriat! De căprioara asta, doamne, mi-a luat schergeam de la căprioară, nu știam ce se aude lângă mine. Mă, vine barca dacă o chem sau nu vine barca dacă o chem? Uite-l, pe Assassin. Ce faci, prietenul? Ai venit din Assassin's Creed 1? Vine oare barca sau nu vine oare? Eu chiar nu-mi dau seama. O să presupun că nu vrea să vină barca în timpul misiunii, da? Stai, mai mă uit o dată pe hartă, se apropie barca. Îmi dă țeacă barca. Stai, ce asta? Bar nu am ce treaba asta. Nu știu. Bun, barca mea e tot acolo, știi ce? N-am eu nevoie de barcă. Înotăm, băieți, înotăm, băieți. Noi suntem vikingi, hai. Înotă și ei? Dive. A, pot să mă bag? Oh, bă, stai să nu murim, mă, că e apa rece, așa, sau ce zice ăla acolo? Bă, îmi îngheață ecranul, vedeți? Oh, nu cred că e chiar de bine asta că îmi îngheață ecranul. Ia, băieți, muriți? Bagă, băi. Oh, mi-au damage. Bine, presupun că eu ce sar focile. Acum sper să nu... Focile sunt niște animale care atacă. Sper că nu sunt niște animale care atacă, că mă duc direct înspre ele. Și nu vreau să omor pe nimeni. Nu, fug, săracile. Bravo, bă, foca mititica. Mi-am luat puțin damage. Acum m-am încălzit. Băieții, muriți și voi puțin? Ce notă? Bă, sincron. Ăștia sincron, uitați-vă la ei. Ai, prietenul, ați notat și voi puțin? Păi, voi, mie de ce nu spuneți? Bă, ei vor, iau mai ușor că murim. Ia, deci aici trebuia noi să venim la fortăreața lui ăștia. Capturată de Kjötve și pe oamenii lui. Mă, dar Kjötve ăsta până la urmă ce? Că nu-i viking, așa-i? Mă, stai! Find and burn the supply wagons. Trebuie să găsim și să le dăm foc la căruțele alea cu provizii. Bun. Dragoni, băieți? Ce-s, mă, oasele astea? Oase de ce? Fii atent, ce schelet mare. Ce animale erau astea? Știi cineva să-mi spună? Uitați-vă ce dinți avea. Mă, ce animale sunt astea? Location discovered, Nottfall. Deci ăsta e satul ăla controlat de Kjötve. Dar ce animale, știi, deci, dacă știe cineva în comentarii să-mi spună ce animale erau ăsta? Cu dita mai dinții. Bun. Hai, sus! Puteți să urcați, uite că știu și ei. Băi, frumoasă cetatea asta, stai un pic că e frumos. E frumoasă cetatea asta, ia. Vedem și noi, uite, mă, ăla nu e unul din ele. Nu știu, eu cred că ăla o fi unul din ele, având în vedere că sunt oamenii în jur. Dar ce frumos e orașul ăsta, tip port. Aș trebui să mă duc acolo ca să încep misiunea sau... De ce mi-arată punctul ăsta de interes aici? Cred că da. Dar arată frumos orașul lor. Da, mișto, numai că pot fi atacat și de pe apă, și din spate, și din față, stânga-dreapta. Bun. Sunt și bogății de luat. Bun. Sunt și bogății. Alea cu auriu îs bogății. Bun. Hai să lăsăm cioara Raven-ul. Băieții, fiți atenți, trebuie să o luăm pe aici. Haideți, aveți încredere că eu am cioară și știu. Mie cioara îmi spune tot. Odin este cu noi la această luptă, băieți. Sper să nu pățească Sigurd nimic, pentru că, mă, visul lui tot mă apasă și pe mine. Restricted area. Stai cu minte, stai cu minte că capturez zona asta. Stai cu minte. Bun. O luăm puțin mai sneaky. Deci nu cred că trebuie să mă duc până acolo neapărat. Era doar așa mi-a arătat. Bă, ce ai? A, ăștia se bagă. Ce? Oh, nu, ăștia se bagă direct la luptă. Da, n-au ăștia treabă. Eu am zis că o luăm mai sneaky un pic, dar ce vorbești? Am vrut să încerc scamatoria cu... Oh, nu! Din greșeală am activat arcul. Arcule, lasă! A, ăsta-i cu mine, ăsta-i cu mine. Ai, prietenul. Ce frumos i-am dat-o. Și era și un atac special, dar nu l-am băgat. Prietenul. Prietenul. I-am spart scutul. Ești pe jos. Bă, da, greu moare dacă e pe jos și îi dau cu toporul în cap. Frumos. Hai că m-am învățat cu combatul. M-am învățat cu combatul. Bun. Uite, deja Sigurd i-a dat foc la vagonul ăsta. Ce vrei, prietenul, și tu? Ia. Așa. Bă, dar e bun Sigurd. Fii atent, măcar Sigurd mai face ceva. Nu ce făcea echipa mea data trecută, că nu făcea nimic. Mă băteam singur. Bă, scutul. Acum am învățat să-l folosesc. E mai bun decât credeam. Gen, pot să-l activez și în timpul atacului. Eu, treaba asta nu știam. Așa, perfect, super, super. Asta n-am vrut să fac, să spar. Fugi, Sigurd, că e... A luat foc. Tu vorbești, mi-am dat foc singur. Mi-am dat foc singur. Și mor. Uitați-vă cu câte viață am rămas. Mi-am dat acum heal, doar din cauza mea, că mi-am dat foc singur, că n-am văzut că treaba aia de acolo. Dar Sigurd vine și mă ajută, mă. Sigurd chiar mă ajută, nu cum erau cu echipierii mei. Echipa mea de data trecută, că era teroare. Îs tot negru, că am luat foc. Uitați-vă la mine, îs tot negru. Îs prăjit. Ce faci, prietenul? Ce faci? Bă, tragă ea cu săgețile de undeva. Tragă ea cu săgețile. Bă, trag cu săgețile din prea multe părți. Ia stai, 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 că luăm noi puțin cover, că mi-am dat seama de o treabă. Ia, scoate puțin arcul. Am inamic în... Bă, tu vorbești, serios, voi chiar veniți din toate părțile. Chiar... Nu trebuie să mai mă apropii de prostiile. Cine, mă, dar cine, ce om normal lasă bombe prin tot satul? Ce om normal pune bombe în tot locul în sat? Bine că am învățat să folosesc combatul ăsta într-un mod foarte bun. Gen, am învățat să mă lup bine. Loading screen-ul ăsta absolut genial, cum am zis și data trecută. Dar cine lasă bombe? Și voi aveți bombe așa prin casă? Cine lasă bombele alea așa că, bă, mă lovesc de ele din greșeală și iau foc și mor? Eu am murit din cauza mea, eu n-am luat damage de la ăia. Mi-am dat foc singur. Bun, deci aparent eu nu iau damage de la inamici, bă, deloc damage de la inamici, dar eu mă bag singur în foc și mă sinucid. Deci mă bag singur în foc și mă sinucid, eu nu iau. Deci pe mine nu mă bat oamenii, pe mine mă bate focul. Assassinate. Frumos, assassinate, frumos. Bun. Haide, prietenul. Bă, tu vrei să mă lovești pe mine, mă? Stai că zdoi. Zdoi. Nu! Nu mai am stamina. Băieți, nu mai aveam stamina, că i-am dat 3 heavy-uri la ăla. Bun, am luat puțin damage de data asta. Și vine, bă. Bă, ce viteză o băgat ăsta? Nu-i sănătos? Bă, tu nu-i sănătos și cu viteza aia. Bine, jocul ăsta, modul de combat e puțin mai diferit. Trebuie să te duci mult în spate. Dacă stai prea mult și te bați, ăștia ți-o dau. Ia. Așa, frumos. Ia, ai și tu. Ai și tu. Frumos. Bun, trebuie să distrugem astea. Ăsta e Sigurd, e bun. Ia torța. Dă-i foc. Dar de ce am... Mă, de ce am luat foc? Dar de ce am luat foc? De la torța mea? Ce sunt? Eu nu pot să înțeleg, bă, misiunea asta cu focul. Mă terorizează psihic, serios, dacă nu. De ce iau foc și îmi pierd viața aiurea? Ia, bagă rații. Îmi folosesc rațiile aiurea, frate, că eu iau foc aiurea. Ia. Dă-i acolo cu foc. Uite pe ăsta din spate, ce vrei bă, prietenul și totul, nu e sănătos. Mi-am spart scutul și acum te-ai cam dus, a? Mă, dă-i-o mai repede, păi, eu dai cu... Îmi trage unul cu arc. Ia uite-l, stai prietenul că vin după tine. Stai că vin după tine, prietenul. Stai că aici iară este bombă. Mă, nu știu ce sunt atâtea nici... Bă, mă, și tem. Stai că și ăsta e o treabă de aia. Ia, dă-i foc. Stai, nu ia foc? De ce nu ia foc? Ba da, ia foc, bun. Păi și arcașul ăla nu moare? De la foc? În sfârșit, doamne. A, nu cred. Iar am luat foc o secundă, ați văzut? Iar am luat foc. Jocul ăsta e buguit, am impresia. Bă, nu trebuia să iau foc în halul ăsta non-stop. Oprește focul, că iau... Serios, dacă înțeleg de ce iau foc într-una. În fine, hai să executăm pe băieți, ia. Mai dai tu cu arcul tău. Nu! Vezi că este bombă lângă mine, nu mai stau lângă alea, în veci nu mai stau lângă alea, că... mă ajută ăsta! Bă, deci ăștia sunt luptători buni, Sigurd și asasinul ăsta îți spun. Echipa mea, din episodul anterior, ați văzut, nu făcea nimic. Eu mă băteam singur. Aici mă pot baza și pe ăștia. Mai am rații? Nu mai am rații. Păi, o omor și pe aia sau? O asasinat-o pe aia, frumos. Ia stai. Mă, dar stai. Eu nu vreau vulturul. Ia uite și... Asta-i cu mine. Eu nu vreau vulturul. Eu vreau puterea aia specială, dar aparent nu mă lasă să o folosesc. De ce nu sari? Nu mă lasă să o folosesc. Asta mi-o dat săgeată de plastilină. Lasă-te, prietene, cu săgețile tale. Era femeie săraca? Se poate. Se prea poate. Ia, bă, nu găsiți niște mâncare pe aici, că mi se nu mor aiurea. Și să refac toată misiunea de la capăt. Dar nu, nu este mâncare aici. Sunt niște hărți, planuri, chestii. Bun. Cu viața stau slab pentru că mi-am dat foc singur. De 3, 4, 5 ori mi-am dat foc singur. Eu nu înțeleg cum funcționează. Și ține bombe de foc pe aici, așa. Ia, asasinate? Ia. Perfect, frumos. Direct în cap, căluțul fuge, fugi căluț. Bun. Mai departe, băieți, unde sunteți băieți? Stai. A, eu nu l-am văzut pe ăsta. Eu abia acum l-am... Nu, nu lângă foc, te rog. Hai mă, iară moraiurea. Uite-te cum iau foc și moraiuri. Bun, am revenit aici. Eu nu înțeleg, frate, de ce iau foc. Așa, aiurea, e absolut imposibil. Ia, prietenul, pe cine vrei să... ia, stai că acolo e alt vagon. Și ce? O să ne ocupăm de ăștia de la distanță. De fapt, nu, pot să arunc direct torța. Ia, o arunc acolo la vagon. I-am dat focul ăla din greșeală, aparent. Ia, luați băieți la vagon. Ia, mai trage, vrea să mă lovească la cu plastilina, dar i-am dat foc la vagon. Uite că o lua și eu la foc, dar nu mori mă, frate. Ia stai prietena. Ia stai prietena dacă așa faci tu. Tragi cu, nici măcar nu nimerești cu plastilina aia. Nu! Era să-mi dai damage, nu? Era să-mi dai damage, dar nu astăzi. Dar nu astăzi, așa. Mă, știu că aveam niște bogății pe undeva. Ia, aici ce este? Nimic? Ia, hai să vedem ce se întâmplă de sus. Nu erau aici bogății? Săgeți. Ia, dăm săgeți. Loot. Așa, dăm săgeți că nu știu câte am. Am primit 5 normale și o săgeată de predator, ce? O să sar de la distanța asta sau... Ia, sari. Așa, e tot în regulă, că e asasin. Ce se întâmplă? Bun. Bă, deci noi, 3 oameni, am venit și prădăm... o cetate întreagă, un oraș întreg, îl rezolvăm doar noi 3. Asta înseamnă că suntem niște luptători. Eu nu... nu-mi vine, lasă-te frate, lasă-te frate, cum iau iară foc, mă? Cum iau iară foc, mă? Să-mi explice cineva de ce iau foc într-una, că nu are sens, mă. Da, băieți, mă spăl și eu că-s tot negru, că am luat foc. Uitați-vă cum arăt. Sunt absolut tot negru, am luat foc, de nu mai știu cum mă cheamă. Spuneți băieți, spuneți băieți. Hai să mergem să luăm Pe unde mai sunt? De alea, stai. Eu prima oară vreau să iau, uite, mi-arată în 120 de metri că este ceva avere. Prima oară vreau averea. Ia, stai, loot. Ia, dă-mi și tu ceva mâncare, prietene, că vreau să-mi dau heal. Nope, un arc spart. Cu ce mă ajută pe mine arcul tău spart? Nu știu. Ce este aici înăuntru? asta e, mi-arată sus averea sau... Bă, deci mi-e teamă să nu mai iau foc, că dacă mai iau o dată foc, m-am dus. Oh, aici în munte aveau băieții. Ia, ce avem aici? Lut. Ce-am luat? Dol? O păpușă ceva? O figurină? Ia. Ce se aude aici? A, se aude chestul ăla de valoare aici. Prin altă parte trebuie să... A, ba nu, ci că prin altă parte. Pe aici trebuie să mă duc. E ușa închisă. Collect Book of Knowledge. Book of Knowledge? Și ce-am învățat? New Ability. Throwing X-Fury. Throwing X-Fury? O să vedem la cine ajută dacă... Geniu abilitate pentru topor, să aruncăm toporul altfel. Silver, 3, 13, bă, așa de puțin. M-aș aștepta modly cheese, brânză mucegăită. Oh, doamne, brânză mucegăită. Păi și altceva, nimic, nu mai avem pe aici. Asta a fost toată bogăția. Mai sparge ăsta, deschide ușa. Și cam atât a fost bogăția. Pe aici avem ceva? Nope. Dincoace mai avem ceva? Nope. Deci cam asta a fost bogăția. De ce mi-arată încă ușa asta? Nu este nimic acolo. Bun. Dar mai sunt bogății prin zonă. Mergem să le luăm pe toate. Nottfall. Restricted area. Mă, da, oare ce trebuie să facem să nu mai fie restricted? Să o curățăm pe toate? Stai, aia e în afara zonei, așa-i? Ia. Da, este în afara zonei, în afara... A, dar mai veni și aici, fii atent. Ia mă, păi pune un marker aici. Sunt 3 zone de bogăție. De unde putem lua ceva bogăție, ia. Și aici... O, doamne, am crezut că nu-s cu mine ăștia. Ce vreți, băieți? Păi căutați voi vagoanele alea, ia. Și asta trebuie distrus. Ia, torci, dă-i, ia foc. Cia... Păi nu mă enerva, mă, prietenul. Așa, ia foc. Stai că vreau să dau lut la tipul ăsta, sper să nu iau și eu foc. Așa, lut. Bun. Aici ar trebui să fie niște bogăție. Ia, băieții, ce mi-ați adus? Ups, ia, chest, loot chest. Ce mi-a dat? Leather, iron ore. Frumos, bă, ce cât de mic e patul. Cine doarme în patul ăsta? E pat de copil, atâta mâncare și nu pot lua. Băieții aruncă cu torțe din ce audio pe aici, prin zonă. Atât au fost aici. Bun, ce zici, prietene? Ăsta a luat foc deja, dar i-am dat eu mai devreme. Ia săgețile astea. Emoful, ia, sar pe asta. Ce alergă băieții pe aici. Ia, aici ce este? Că mi arată un punct de interes. A, sau aici mi-am pus eu checkpoint, așa-i? Da. A, ba nu, asta trebuie să-i dau foc. Păi nu, practic, eu văd că e deja cam arsă, dar în fine. Ia, dă-i foc. Bogății, unde mai avem bogății? Nu-mi vine să cred cât de ușor am omorât pe toți ăștia din tot satul ăsta. Doar 3 persoane, dacă veneam cu echipa mea. Cred că muream de 1.000.000 de ori și gen, eu mi-am luat damage singur, cum am mai spus, de la foc. Așa. Ia, aici ce avem? Loot. Dăm niște nails. Ce fac eu cu cuie, frate? Mi-a dat un cui. Ia, loot chest. Runs. Bun. Ce? Bă, vezi că eu ți-o dau. Degeaba ești cu mine, că dacă mă enervezi... Mă, și asta, păi, eu văd că e cam distrusă, dar ce să-i mai dau foc iară? Ia, dă-i foc iară. Așa, ai luat foc? Mă, nu ia foc, nu ia foc. Ia, mai dai o torță. Ia, acum iei foc într-un final, bun. Ăla se chinuia cu arcul acolo, nu știu ce făceam. Ia, ce mai avem prin zonă? Mai avem o bogăție, stai, foarte aproape. Dar unde foarte aproape? Mă, uite, în casă. Nu o lua. Rapid mergem după bogăție cu casa în flăcări. Mai pot? Te rog, spune-mi că nu mor și pierd toată misiunea. Nu pot să intru. Nu, să nu spui că... Mă, dar în jocul ăsta poți să distrugi case, serios? Intră înăuntru. Nu mai mă lasă să intru că i-am dat foc. Dar nu i-am dat eu foc. Altcineva i-a dat. S-au luat singură, habar nu am. Hai pe geam, hai pe geam. Repede cât se mai poate. Unde-s bogățiile? Că-i casa în flăcări. Unde-s? Știe cineva? Uite, loot chest. Ia bogăția. Iron ore și leather. Bun. Casă arzi acum. Ce mai avem de făcut? Ia, pot să-i dau loot și lui ăsta. Așa, bă. Profitabil, nu pot să zic. Profitabilă misiunea asta. Ia, băieții, unde vreți să mergem acum? Pentru că merge el undeva, o să-l urmăresc, să vedem ce vrea să facă. Unde vrei să mergi, prietenul? Nu cred că am dat foc la... nu. Uite, mai avem un vagon acolo, dar ăștia nu știu de ce au venit la apă. Când vagonul ăla încă nu ars. Nu i-am dat foc mai devreme. Așa am avut impresia. Ăsta ar trebui să fie ultimul? Ia. Torță. Aruncă torța. Da. Au rămas doar o ruină din orașul ăsta. Altceva mai avem? Nu. Ce m-a speriat. Vine aia să ne luptăm. Trebuie să ne luptăm cu toți aia. Sau ea merg spre orașul nostru? Nu știu. Nu, uite că s-or venit aici. Haideți, băi, să ne luptăm. Atunci dacă vreți. Ăștia s-ai noștri? Ăștia s-ai noștri, bă, frate. Doamne, eu credeam că trebuie să ne luptăm și cu ăștia. S-ai... ba, nu, nu s-ai noștri. Asta e alt clan. Care e clanul tău? Numește-te. I am Guthorm, uncle to King Harald of the North. I speak for my nephew when there is need. This is not King Harald's land. Ci că îi unchiul regelui Harald din Nord. My lord, thank you, uncle. Și ăsta e regele. Da, eu sunt... ăsta e Sigurd, da. Și tu stai pe pământul lui, rege Harald. Deci regele ăsta, regele Harald din Nord, a venit la rugămintea regelui nostru să ne ajute, să ne aliem. Nu să ne luptăm. We have a common cause, we don't need your men. What's in it for you? Bă, hai să zici că avem o cauză comună, nu? Că vrem amândoi să scăpăm de ăla. Da, cu toții vrem să vedem sfârșitul lui Kjötve. El vrea să conducă treaba. Many winters ago, Kjötve broke an oath to our fathers. He betrayed a friendly peace and slaughtered many. I understand. Styrbjörn will lead the assault against Kjötve and his clan. Give him full command of my ships and my warriors. When your victory is in hand, Sigurd, find me at Alreksdager, and we will celebrate together. Deci îi dă comandă totală lui Sigurd pentru trupele lui. Will you join us? Hold a moment. You captain our longship, Eivor. Meet us there, and we will claim Kjötve's head for the gods. Brother, I have waited too many years for this day. When Kjötve stands before us, give me the final blow. You will have it, Eivor. Deci acum practic avem și aliați să mergem împreună la Kjötve, împotriva lui Kjötve. Asta nu a zis nimic. Îi mulțumim, nu-i mulțumim. Deci ăștia sunt verde, aliații noștri. Aliați pentru cine știe cât timp, că poate o să fim trădați de ei, cine știe. Ăsta de unde a apărut? Ăsta e din echipa noastră, ăsta de unde... Prietene, de unde ai mai venit? Și tu? Că nu ești în stare să te lupți puțin și tu. Am stat și m-am luptat singur episodul trecut. Mi-am bătut acolo capul când voi... Doamne. Bun. Deci ăștia au venit să fie aliații noștri, nu să se lupte cu noi. Pentru că avem o cauză comună și aceea să-l omorâm pe Kjötve. Bun. Ia, mai sprăjit, mai este negru. Asta e barca mea. Hai, băieți, să mergem. Sau... Equip skill points in the skills menu. Ia, hai să vedem. Skill points. Avem skill points, skills. Hai pe skills. Nodes types. Spending skill points on nodes will improve your fighting skills. Start nodes improve base stats. Main skills unlock fighting moves. Bun. Global power. Equipped nodes will increase your power. The higher the power, the more prepared you are for in the challenges to come. Bun. Ce interesant arată. Foarte frumos. Bun, aici ce avem? Melee. Dar nu avem suficient de skill points, power 1. Și noi avem aici, ne arată sub webcam. Vă spun eu, 10 skill points. Oh, doamne, nu știu unde să pun webcam-ul ăla. Dar avem 10 skill points. Mergem pe stealth sau pe range. Parcă aș merge pe range sau pe melee. Hai să dăm mai mult damage mai bine. Cred că e mai bine să mergem pe pe melee. Stai, și cum îmi dau seama că mă costă 3 acum? A, mă costă câte 1 fiecare. Stun, bun, hai să luăm toată asta prima dată. Asta mă interesează cel mai tare. Și ne deblochează abilitatea aia. When an enemy falls into the ground, press R to stomp on their face. Să călcăm pe fața lor sau... Bine. Nu știu. Mă, mi se pare cel mai bine să prima oară să folosim skill points-urile pe damage, nu? Așa zic eu. Way of the Bear gives a bonus to all bear line gear. Cum adică bear line gear? Habar nu am, dar nu mergem pe aia. Critical plus 2 critical damage. Trebuie să mergem prima oară pe asta, după aia pe asta și următoarea e critical damage. O să iau chiar acum. Critical damage, perfect. Și am deblocat tot nodul ăsta. Practic noi acum avem un nod, tot nodul de damage și aici ne-am deblocat parry damage, perfect attack. Ok. Și bă, o să ne deblocheze multe de astea din ce văd, că tot merg liniile astea, vedeți? Mai am 0 skill points, deci cam atât avem deocamdată. Stai la inventory. Mă, vreau să plec de aici. Stai să văd ce mai am prin zonă. Să vedem ce mai avem prin zonă, că poate mai fac niște chestii din zona asta dacă tot. Avem aici un mister. Niște mistere, dar sunt destul... Stai, eu unde-s? Băieți, unde sunt eu? A, acolo? Mă, dar ce caut aici? Mi-am dat teleport, că eu eram aici undeva. Ok, atunci... Hai să spunem că sunt în partea asta, nu știu cum am ajuns aici. Uite, avem aici ceva bogăție sus, acolo mergem, prieteni. Prima oară luăm și bogăția aia, nu mergem noi direct acasă. Ia, nope, sar din barcă. Vreau să mă duc să iau bogăția. Bogăția care se află... Avem una acolo și una aici aproape, la 35 de metri și una la 580. O să mergem la asta de aproape. Mă, dar asta ce e aici? A, în outpost de-a nostru, am înțeles. Sau e outpostul lor? Îți cu verde sau cu albastru? Cred că e un outpost de-a nostru. Bun. Păi stai. Eu pot să iau bogăția de aici de la noi. Ok, asta e un pic dubios. 31 de metri. Mă, stai un pic. Unde mă pune să mă duc? Mă cam încurcă distanțele astea. 22 de metri aici, jos. Băieții, ce vreți? Da, deci ăștia s-ai noștri cu albastru. Bun, aici ai bogății. Mă, what? Ceva eu nu înțeleg. Deci ceva pentru mine nu-i clar și mă enervează când ceva nu-i clar. Stau fix pe bogăție. Unde e bogăția? Ia sparge tu asta. A, trebuia spartă, bă. Păi noi practic furăm de la noi, ce facem? Am luat 3 silver. A, uite, avem și un chest. Loot chest. Ce-ai găsit acolo? 15 iron ore, 12 leather. Și cam atâta. A, uite, mai avem și aia, loot. 1 silver. Atât. Mare bogăție am descoperit. Băiți, vedeți că voi stăteați. Dormi, prietenul? Ia, mai dormi acum. Îl calc în picioare și el tot doarme. Bun. Băieți, ați capturat și voi ceva? Aparent eu omor pe ăștia. Dacă ați capturat... Eu nu știu că nu captura băieții mei zona asta. Eu n-am fost pe fază la așa ceva. Ia, dă-le loot. Așa, bine. Oh, nu, ăsta e de-a nostru. Asta e de-a nostru mort acolo. Și ăla era șeful lor? A, cam așa pare. Pare mai boss un pic. Bun. Pe aici ce mai avem? Ia, băieții se bucură că au capturat. A. Băieții se bat și așa puțin. Ia, cine câștigă? Pot să dau focus? Aici nu pot să dau focus. Hai să vedem cine câștigă. Pariați acum. Pe cine pariați? Eu să zic... S-au oprit. S-au oprit. Bun. Aici ce avem? Ia, urcă-te pe asta să vedem mai bine. Bă, un port destul de mare și corab... A, ne-au urmat și corăbiile lor. Bă, au capturat un oraș destul de mare ăștia, ce-i drept. Oamenii noștri. Frumos. Bun, deci noi am capturat zona asta cumva. Florly. Florli. Avem acolo o bogăție. Sau să mergem la o misiune principală. Nici nu știu ce să fac. Bă, hai deocamdată cu barca. Pot să dau fast travel acasă, dar vreau să ne mai plimbăm puțin cu barca. Să mai vedem un alta. Băieții se antrenează. Ia uite. Ăla tai... Nu știu ce tai acolo, ceva lemn. Mă, o să mă duc cu barca mea. Evident. Ia băieții, ce ziceți? Ia, take command. Aparent trebuie să vin în partea asta ca să o conduc. Ia, dați cu spatele băieți. Așa. Văsliți. Mamă, da, tot nu s-o obișnui la cât de repede merge barca asta, tot mi se pare ciudat. Bun, acum, în ce parte e casa noastră acolo? Ia stai să văd. Tot am zis că e ciudat că... A, stai, că noi avem misiune aici, trebuie să vorbim cu Sigurd, frate. Dacă ne băgăm și în misiunea asta, s-ar putea să fie prea lung episodul. Deci, cred că cam atât o să fie și cu episodul ăsta. Cu toate că am zis că aș fi vrut să-l fac mai lung, dar cred că o să fie prea lung dacă fac și misiunea asta. Deci, am crezut că trebuie să mă duc acasă pentru misiune, dar aparent aici deocamdată nu avem nicio misiune principală. Prin munți pe aici, uite, aici avem o bogăție. Valcashat, aici e biserica din munți. Și aici suntem noi acum. Aici trebuie să vorbesc cu Sigurd. Pentru următorul chapter 3, capitolul al 3-lea. Revenge and glory await behind Kjötve, the Cruel's Fortress Gates. Deci asta o să fie următoarea misiune. Ce mișto arată mapa, mi-arată muntele așa, gen super șmecher. Dar cam aici o să ne oprim și noi episodul ăsta. Toată echipa noastră aici în barcă. Bă, eu sper că v-a plăcut episodul. Eu sper că a fost chiar un episod mișto ăsta. Am învățat multe abilități noi. Am învățat să asasinăm și nu știu, a fost un episod fain, zic eu. Mie chiar mi-a plăcut. Și abia aștept să continuăm cu misiunile. Jocul, după cum puteți observa, arată absolut genial. Băieții noștri, ce melodie ne bagă. Bun, băieții noștri aici în barcă, pregătiți pentru episodul următor. Și ne vedem și noi tot atunci. Așa că, încă o dată, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!